5 și tot așa vreau să vă spun că poporul meu... Hai să vorbim despre poporul meu preferat. Despre români, ok? Pentru că noi putem, v-am spus teoria mea, noi putem să spunem chestia asta, ei nu, cu ceilalți n-au voie. Voi știți că există oameni, probabil chiar prieteni, părinți de-ai voștri sau așa, care pun pungi cu gheață pe repartitoarele de la calorifer ca să nu mai, să nu mai plătească ceva. Eu îmi imaginez doar pe ăla care vine să-i plătești. Deci vine așa, bună ziua, aveți să-mi dă? Am eu să vă dau? E bine. Și azi am venit cu avionul. De obicei îmi place să vin cu mașina, îmi țin acolo tot ce am nevoie. Am venit cu avionul, băi, o chestie la români. Vin, dar om, nu mai zic bluie sau chestii, știi? Mamă, când te duci cu restul, toți sunt rear accident, we have a șfagăle. Centur? La noi e așa, rear accident. Păi bun. Așa e treaba, bă, atât probleme. Și așa e la mergea. Și prefer să vin cu mașină, dar am mici probleme, de exemplu. Voi nu știu dacă ați observat, dacă ați călătorit mult prin țară, probabil voi știți mai bine, bă, nimeni nu semnalizează. Și am încercat să-mi dau seama de ce și mi-am dat seama. Noi știm unde mergem. Înțeleg? Deci nu trebuie... Vezi un Logan în față, odată face fum. Ce faci, bă? Ce vrei, mă, duc acasă? Ce vrei să știi unde mergi? Care e? Scuze, dar... Și mai am chestie cu Loganul. Noi suntem... ce înseamnă la români? E o chestie foarte joasă. Noi când ieșim în străinătate, avem tendința să devenim altcineva, ați văzut? Deci treci un pic la un curs, uite aici, în Ucraina sau nu, în ăsta, în Republica Moldova, nu-i străină, dar tot la nu știu. Hai la Ucraina, dar și te uiți așa, ia uite, frate, ce asfalt. Bă, tu vezi, mă, ce copaci, uite-te, ce cer, mamă. Păi, ești nebun, uite ce auzi, mă, uite-mă, ce curățenie. Dă-te, dracu, mă. La noi n-am face, la noi nu e nicio problemă. Și mai e o chestie foarte ciudată, mi s-a părut întotdeauna. La noi, din păcate, a fi sănătos înseamnă să fiu un om mort, de fapt. Să vă explic de ce. Știți chestiile aia? Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați cel puțin 2 litri de lichid de pe zi. Bă, nu zice nimeni ce. La ce? La bere te gândi, nu? Bere, bă! Stai cu zona asta. Vin! Gândiți-vă un pic! 2 litri de bere sau de vin? Pe zi! După care au plusat și au zis, pentru sănătatea dumneavoastră faceți cel puțin 30 de minute de mișcare pe zi. Deci ai băut 2 litri de bere sau de vin. La ce mișcare te gândești? E, gândiți-vă acum 2 litri de orice lichid din ăsta alcool. Cu 30 de minute de sex în fiecare zi, în 5 zile ești paf. S-a terminat, ești mort direct. Și mai e o chestie. Hai, să respectăm. Probabil vă plac reclamele așa. Mă enervează ăla care vorbește foarte repede la sfârșit, la, știi, la medicamente. Înseamnația cam... Zice-o, pentru că s-a dat la lucrurile. Apar manifestări neplăcute, frate, nu-i așa. Mie vezi să-l supra, frate, am început să aud mai repede. E o manifestare neplăcută sau care. Și avea reclama la Logan foarte mult, că nouă ne place Loganul. Mie îmi place Loganul, adică mi se pare foarte. Că noi când mergem la picnic sau să bem, noi îl alegem tot timpul pe ăla cu Logan. Pentru că avem loc cât mai mulți. Și picioare astea așa, de 10 în cap, chimic mare. Dacă cumva se ciocnesc două Logan astea de bețiv, sunt 20 de victime. Polițiștii caută autocarul, unde mă, băi, unde mă? Mi se poate, așa e la noi. Și mai e o chestie foarte ciudată. Reclama aia la Logan. Când el, deja e comedie. El conduce țanțoșul Logan. Deja e nenorocit. Și conduce așa și ia din dreapta de ce. Acum că ne-am luat și noi mașină. Și se uită așa, zice, mașină? Nu e întrebarea bună. Am zis poanta deja. Trece în urmă. Dați mașină, asta era mai rău. Uite, mi se pare, de exemplu, asta, reclama la Transactiv, dacă știți. Mi se pare că definește foarte bine relația între un bărbat și o femeie în România. De exemplu, e așa, el se trezește, ea se trezește. El se duce la muncă, ea se duce la baie.
El vine de la muncă, ea iese din baie. El o întreabă, ce ai făcut? Mai nimic. Asta fiindcă n-a luat un tranzactiv, dacă l-au întrebat, ce ai făcut? Dar cea mai nasoară de cameră mea, bă, de, o urăs. Păi știți pe aia la cafea? Bine, toate stâmpite că ea trag băie cu mușe, dar e una, da, aia. Băi, deci, fii atent. Tu, bărbat, în casa ta, ai o fică. Da. Dimineața îți faci cafeaua, te duci să faci... Ce faci? Ușa e încuiată, deja e nasol. Frate, ceva e în regulă, da? Deschide-le la ușa, îți ia cafeaua ta. Ți-a ocupat și baia, ți-a vândut și baia. Și vine cu aia nevasta și zice, că din totdeauna ți-ai dorit un băiat. Păi da, mami, dar să iasă din tine, nu să intre în asta. Vă mulțumesc de suflet. Hai să ne ajungi. Da, cam asta a fost show-ul. Show-ul nu se termină aici, ci doar Stand Up for Education se termină aici. Vă mai rețin două minute să menționez sponsorii: Express Credit Amaret, Hotel Civic, Kiko Constru, Apple, Vodafone, Editura Junina, Continental, Alpha Group Design, David Park, Moldova, Union Sport,